genul programului Pamflet. La unitatea de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Sfântul Ioan cel Nou Suceava e un du-te-vino continuu. Nu mă refer la pacienți, ci la personalul cu care jonglează conducerea instituției așa cum crede de cuvință, cum îi vine mai bine, dacă e soare sau dacă nu. Și cum e perioada babelor, tot cu dus și întors sunt și deciziile lor. După ce a evaluat întreg corpul medical de la UPU și a descoperit că mulți nu se ridică la nivelul așteptărilor și n-au ce căuta într-o secție atât de grea precum urgențele, conducerea Spitalului Județean a decis că le mai dă o șansă. După testele inițiale am crezut și noi că, iată, mai mare sistemului se gândesc la binele pacienților și pun preț pe calitatea actului medical. În sfârșit, se va face dreptate, iar de noi se vor îngriji cei mai competenți dintre competenți. Așteptam cu nerăbdare marile schimbări anunțate, atât secția, ce va fi finalizată la 31 martie, cât și personalul adecvat. La fel așteptau și angajații să vadă unde vor fi repartizați. Când colo, ce să vezi, așa slab pregătiți, tot acolo rămân, că permutările de personal dau prea mari bătăi de cap. Directorul general Vasile Râmbu și compania, doctorul Tiberius Brădățan, director medical, și doctorul Liviu Cârlan, șef UPU, și-au justificat schimbarea anunțatei, dar neexecutatei schimbări, prin faptul că muncind în cu totul alte condiții, mult mai bune, vor avea și rezultate pe măsură. De parcă de îngrijirea bolnavilor e responsabil linoleumul de pe jos, mărimea saloanelor și mobilierul nou. Sunt importante toate, dar nu esențiale. O a doua șansă face de multe ori minuni. În sănătate însă, cu precădere la urgențe pentru pacient, a doua șansă nu mai e posibilă. Dar scopul declarat al conducerii spitalului este ca secția UPU Smurd Suceava să fie în topul unităților de profil la nivel național. În rest, fiecare cu norocul lui. Un punct de vedere. Alina Mihăiescu sunt, cele bune!